Salutare dragilor! Bine v-am regăsit! Astăzi vom parcurge împreună lecția Ecuația tangentei la graficul funcției. Formula ecuației tangente este y minus f de x0 egal cu f derivat de x0 pe lângă x minus x0. De menționat este faptul că ecuația tangentei se calculează întotdeauna în punctul de abscisă, ori ni se dă în exercițiu, cum avem în exemplu de mai jos, să se calculeze ecuația tangentei în punctul x0 egal cu 1, sau dacă ni se dă un punct A mare de coordonate, va trebui să alegem să. Haideți să vedem împreună exemplul cel avem scris pe tablă. Avem o funcție f definită pe R cu valori în R, f de x egal cu x plus n de x și ni se spune să se calculeze ecuația tangentei în x0 egal cu 1. Vom începe prin a scrie formula y minus f de x0 egal cu f derivat de x0 pe lângă x minus x0. Înlocuim x0 cu 1 și vom avea y minus f de 1 egal cu f derivat de 1 pe lângă x minus 1. Pentru a calcula f de 1, vom înlocui în funcția noastră x-ul cu 1 și pentru a calcula f derivat de 1, va trebui să facem mai întâi f derivat de x, iar apoi, în rezultatul derivatei, să înlocuim x-ul cu 1. Avem mai întâi f de 1 egal cu 1 plus ln de 1, 1 plus 0, adică 1. Calculăm f derivat de x Egal cu x plus ln de x derivat și va fi x derivat plus ln de x derivat, adică 1 plus 1 pe x. f derivat de 1 va fi egal cu 1 plus 1 supra 1, 1 plus 1, adică 2. Și vom veni și vom înlocui y minus f de 1, adică y minus 1, egal cu f derivat de 1, adică 2, pe lângă x minus 1 y minus 1 va fi egal cu 2x minus 2, deoarece 2 din față se înmulțește cu fiecare termen din paranteză. Iar apoi acest plus 1 îl mutăm în partea cealaltă cu operație opusă și vom avea y egal cu 2x minus 2 plus 1, adică y egal cu 2x minus 1 este ecuația tangentei la graficul funcției. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!